La Compania Națională de Investiții am făcut așa o paralelă. Când am fost la Compania Națională de Investiții, la prima întâlnire, am mai fost de mai multe ori acolo, de câteva ori, mi s-a spus că sigheta figurează cu bilă roșie. Deci, asta e o realitate tristă. Eu a trebuit să o înghit, așa am considerat, că n-am mai repetat. Pentru că nu am depus niciun proiect viabil, nu am depus niciun proiect în serios, nu am depus o documentație, nu ne-a respectat termenele de a depune acele documentații. Deci, practic, nu am existat pe harta lor. Deci, la Agenția Națională Nord-Vest, domnul Bos mi-a spus că ați pierdut două exerciții financiare pe fonduri europene. Sper să nu pierdeți și pe a treia. Deci, a fost un fel de avertisment. Ultima dată când a fost așa ca o somație. Aveți termene, nu mai discutăm cu voi decât pe termen. De exemplu, noi am pierdut multe proiecte din cauza documentațiilor deficitare, din cauza situațiilor tabulare ale anumitor imobile pe care le-am pus și am dorit să le finanțăm pentru reabilitare, dar acum suntem cât de cât în... De-aia spun cât de cât, pentru că mai avem încă de lucru. Suntem undeva, sper să intrăm pe linie dreaptă cât de repede, să putem obține finanțările pentru câte obiective importante pentru oraș. Aici am trecut câteva. Parcul dendrologic, ca să știți, am trecut amenajat parcul dendrologic. S-au făcut niște schimburi cu direcția Silvic, acolo Silvic Siger. Însă avem o trăie de comisie județeană, de fond funcțional pentru a obține titlul de proprietate pe acea parcelă, însă este o documentație incompletă. Domnul inginer care a efectuat lucrarea nu vrea, nu poate, nu știe. Până am avut o discuție cu angajații primăriei și să completăm noi documentația, că nu mai lucrează nu știu cine, că el lucra nu știu pentru cine, că altcineva cu măsurătorile, deci lucruri de astea că așa cam bătaie joc așa făcute. O să mă ocup, o să ne ocupăm împreună colegii zilele acestea, să putem obține titlul de proprietate asupra parcului dendrologic. Ne-am gândit la împreună colega de la Muzeul Camerajanului, centru de agrement camping în Muzeul Satului, în zona unde este și moara, este acolo un teren generos, se pot depune finanțări pe acest aspect. Dacă putem identifica zone pietonale în zona centrală, ar fi indicat. Și aici avem probleme multe juridice, în principal, de întăbulare. Avem Curtea Cahan, care nu este rezolvată situația tabulară, cu suprapuneri de carte funciare, titluri de proprietate. Dar vedem, încă suntem în discuții. Avem cinematograful Mara, o clădire extraordinară, reprezentativă pentru oraș. Am discutat atât la ADR Nord-Vest, cât și la Compania Națională de Investiții. La Compania Națională de Investiții suntem părinți să asimteze cu această clădire, dar avem posibilitatea să depunem și pe fonduri europene, să vedem care va fi soluția cea ideală sau cea mai bună. Reabilitare, dotarea Casa Muzeu Dr. Mihai de Apș, aici avem subiect de fizabilitate, avem documentația pregătită, suntem în regulă, așteptăm să deschidă linie de finanțare. De asemenea, la sala Viorel Costin, avem toată documentația la zi, cu sprijinul Colegiului Consilieri, am reușit să rezolvăm situația juridică așa cum ne-au criticat cei unde am depus proiectul, am urmat expertizele care au fost întocmite la acea clădire. Suntem și cu terenul și cu clădirea întăbulată. Avem studiu de fezabilitate întocmit. Trebuie doar actualizat și așteptăm de finanțare. Am trecut și reabilitarea sediului primăriei. Dacă vom găsi o linie de finanțare, nu este o prioritate, dar dacă va fi posibilitatea, o vom face. Avem școala gimnazială cu 16 clase. Am reușit și acea clădire să o întăbulăm pe municipiul Sighetu Marmației. A fost ani la rândul a fost în gestionarea Ministerului Educației Naționale și Inspectoratul Școlar Județean. A fost predat amplasamentul către Inspectoratul Școlar pentru construirea acelei școli. Din păcate, și-a bătut joc de acea construcție.
dar lumea arată cu degetul către administrația publică locală. Acum, la această oră, această clădire este întăbulată pe municipiul Sighetu Marmației. Am discutat la Compania Națională de Investiții să depunem un proiect de reabilitare. Acum 10 ani aproximativ s-a demarat un proiect privind reabilitarea energetică a locuințelor colective. În păcate avem foarte puține asociații proprietare în Sighet, mai exact 5. Am avut o întâlnire în toamna anul trecut sau după ce am preluat mandatul cu aceste asociații. Nu sunt foarte bine puse la punct, dar se pot rezolva problemele. Avem 10 blocuri, studii de fezabilitate de 10 blocuri pentru reabilitare. O veste bună ar fi că asociația de proprietari trebuie să contribuie doar cu 5% la reabilitare, administrația publică locală 10%, iar finanțarea va fi din partea Uniunii Europene de 85%. Deci trebuie actualizate acele... Am luat legătura cu firma care a făcut acele studii de fezabilitate acum aproximativ 10 ani și au dus aminte de ele să le... Trebuie verificat și în teren dacă proprietarii celor blocuri nu și-au reabilitat singuri blocurile și să vedem ce putem face. Deci este o prioritate pentru noi și reabilitarea energetică a blocurilor de locuințe. Cu atât mai mult cu cât imaginea și situația acestora nu este foarte plăcută. Avem blocuri de diferite culori, avem un bloc verde cu 7 nuanțe de verde, avem blocuri portocalii, blocuri roz, deci destul de neplăcut din punct de vedere al unui cetățean așa să privească în sus, sau mă rog, ca și prima să privești în sus, trebuie să privești în jos ca să nu se întâmple ceva cu, nu știu mai și cum să mă exprim. Am discutat cu domnul arhitect șef de un regulament de estetică urbană, ar fi mai mult decât necesar un astfel de regulament, să impunem noi anumite nuanțe și anumite combinații de culori. Să nu lăsăm cetățenii sau proprietarii să inventeze tot felul de culori, parcă îți dau promoție, nu pot să-mi dau seama. Deci, așa. Ma, sigur, fiecare avem anumite, să zic, culori preferate, așa se spune, dar totuși să fim cât de cât decenți, dar atâta vreme când ai un regulament, îți dai seama că e greu să impui unei persoane, să mă rog, unor persoane în anumită culoare. Dar dacă va fi un regulament, eu zic că se va rezolva problema și cu termene pentru intrarea în culorile pe care care vor fi stabilite către acea comisie. Avem planul urbanistic general expiră în anii următori, în 2013, va trebui să-l actualizăm. De asemenea, avem în vedere și reabilitarea pieței agroalimentare. Avem clădirea policlinicii vechi, o clădire emblematică pentru municipiul nostru. Este întăbulată, am verificat situația tabulară, este în regulă, este întăbulată pe municipiul Sighetu Marmației. Din păcate, avem acele foste centrale termice de cartier, care sunt lăsate de izbeliște de ani de zile. Acolo situația tabulară nu este rezolvată, cu o singură excepție, cartierul Popa Lupuș și cartierul Independenței. Acolo, în cartierul Independenței, am văzut și vizionat-o, stare destul de bună, trebuie să gândim ce facem acolo, fie putem amenaja o piață de cartier, pentru că acolo, în zona respectivă, cu zaul Independenței, nu avem o astfel de piață. Avem o piață improvizată, în propriu spus piață, care nu ne face cinste, dar va trebui cumva să găsim în zonă o locație pentru o piață agroalimentară acolo, în condiții umane. Cea din cartierul constructorului nu este întăbulată. Construcția este revendicată împreună cu terenul și clădirea școlii de muzică. Trebuie să verificăm care este situația acelui litigiu în acea zonă. Iar ca să vă faceți așa o imagine,
în cartierul Constructor, este întăbulat pe oștea, opștea municipiului Sighetul Marmației. Deci e o întăbulație veche și de mult. Va fi o luptă, să zic aici, de adus la zi situația tabulară a cartierelor, pentru că avem niște probleme pe care nici nu am imaginat că există. Într-un cartier nu dau numele, întăbulat pe 7 hectare, fiecare proprietar de apartament are cotă de folosință din întregul cartier. Deci noi, dacă luăm legislația actuală și să o ducem la zi situația tabulară a celui cartier, va trebui fiecare proprietar să ducem la notar, să dea declarație autentică, că e de acord ca acel teren să fie proprietatea municipiului Sighetul Marmației. Va trebui o discuție serioasă cu cei din la cartea funciară să rezolvăm această problemă care este importantă pentru noi. Pentru că, vă dați seama, există și o hotărâre de Consiliul Local la inițiativa colegilor consilieri care au fost și mandatul trecut. În mandatul trecut, să zic, inițiativa colegilor consilieri actualmente la Pro-România, domnul Iuga și domnul Mihali, privind demolarea unor garaje într-un anumit cartier din municipiu, în cartierul respectiv, cartierul Bogdan-Vodă, o zonă din cartierul Bogdan-Vodă, dar trebuie să rezolvăm situația tabulară, o parte este rezolvată acolo și trebuie să ne gândim ce punem în loc. Pentru că nu putem să demolăm niște garaje fără a pune ceva în loc. Deci trebuie cât de cât un mic proiect, am dat în lucru, sper că în cursul acestui an să avem și un proiect și să identificăm, bineînțeles, și proprietarii de garaje și să fim, anul viitor, să nu mai punem la plată, așa cum a fost pus și în acest an. Deci cum acestea ar fi, trecem mai departe. Avem acel proiect în Compania Națională de Investiții. Azi am primit un telefon de la CNI pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea secțiilor chirurgicale din cinta Spitalului Municipal Sighetul Marmației. Am votat indicatorii tehnico-economici prin Consiliul Local. Din păcate s-a blocat dosarul la Ministerul Dezvoltării. Am fost acolo de două ori pe acest subiect. Astăzi am primit un telefon, hai să spun, important. Ne-au trimis noi indicatori tehnico-economici. Va trebui să, în prima ședință Consiliul Local, să votăm noi indicatori tehnico-economici, să putem debloca acel proiect și pentru a putea semna contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării. Este un sigur, spitalul a avut mai multe proiecte în această perioadă, proiecte în special transfrontaliere, care au vizat modernizarea și în special dotarea cu echipament medical. Avem un proiect, am alocat și sumă de bani pentru studiul de fezabilitate și alte avize pentru construirea unei secții de psihiatrie cu 200 de paturi. Sper și acest lucru se întâmplă pentru că avem nevoie de, să zic, de locuri decente pentru cei care au probleme de acest gen. A fost perioada de vară, ci de an la Spitalul Municipal Sighet și de Asistență Socială s-au mobilizat și au oferit cetățenilor atât asistență medicală cât și apă în perioada de caniculă. Mai avem acel parteneriat încheiat cu Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș în ce privește construirea 4 case tip familiar pentru persoane vârstnice cu dizabilități. Un proiect care se află în faza de licitație, un proiect pe fonduri europene. Valoarea totală a proiectului este de 4.159.000 de lei. Terenul pe care se va construi, se vor construi cele 4 case, se află în incinta Spitalului Municipal Sighetul Marmației. 5.000 de metri pătrați a pus la dispoziția administrația publică locală pentru construirea acestor case. Deci noi am pus, în cadrul parteneriatului, noi am pus la dispoziție terenul, iar ei vor construi case și le vor gestiona. Deci avem sistemul de lumină public despre care v-am vorbit. În ceea ce privește educația, sigur, suntem alături de școlile din oraș, mai mult în ultimul timp față de cei care desfășoară acolo orele elevi.
și unii profesori, pentru că mi se pare normal că școala municipiului Sighet să nu fie invitat de nicio școală la închiderea anului școlar și să fie invitat la două școli la începutul anului școlar. Nu sunt un om răzbunător, nici nu fac un țel din asta și ori de câte ori sunt solicitări și văd că este nevoie de anumite investiții, văd că sunt nevoie de anumite investiții în școli sau de anumită aparatură, sunt pentru, indiferent ce se întâmplă cu conducerea celor școli. Dar asta nu împietează asupra ceea ce au nevoie școlile și elevii, copiii noștri până la urmă. Am alocat și prin colegii consilieri locale, am alocat bani pentru reabilitarea unor laboratoare, pentru reabilitarea unei biblioteci, pentru centralele termice, vine și perioada de iarnă, sunt unități școlare care au probleme cu centralele termice, s-au alocat bani în acest sens, s-au dotat cu echipamente IT pe cele pe fonduri europene, au un program, un proiect transfrontalier cei de la Liceu Tehnologic Marmația, învățând cu vecinul meu, în care se dotează în special atelierele din cadrul școlilor. Și de asemenea am depus la Administrația Fondului pentru Mediu un proiect privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile Liceului Tehnologic Marmației din municipiul Sighet Marmației. Am fost nevoit să renunțăm la cele 7 PNDL-uri pentru școli, pentru că am primit-o ales la Ministerul Dezvoltării, care rezulta că sunt oprite finanțările pe acel program național de dezvoltare locală. Am fost personal la domnul ministru Cechi Otilo pentru a discuta posibilitatea de a redirija banii și a restrânge numărul de proiecte de la 4 la 3 și banii să fie redirijați pe cele 3 proiecte pe care noi le alegem. Inițial mi-a spus că este o idee bună, m-a discutat cu juriștii, dar ulterior am primit un telefon și mi-a spus că nu există asemenea posibilitate, în sensul în care am venit în Consiliul Local și am renunțat la proiectele pe PNDL, pentru că ne depășeau atât, în principal din punct de vedere al cheltuielilor, finanțarea statului din Minister a rămas fixă, iar noi trebuia să punem mult mai mult bani, deci finanțarea din partea bugetului local ar fi depășit 60-70% pe anumite proiecte. Deci am renunțat și am ales un liceu, am depus prefinanțare la fondul de mediu, sper să primească finanțarea acel buget. Deci nu este încă finanțat, deci am depus cerere. Am depus o cerere la Compania Națională de Investiții, primind o sală de sport, tot la școala George Coșbuc. Este pe lista sinteză la această oră. Creșele din municipiu au suferit de asemenea anumite investiții în amenajarea spațiilor de joacă, în reabilitările în interioare, dar la fel aici a intervenit Ministerul Dezvoltării, Ministerul Educației Naționale, care au hotărât la un moment dat că vor să preia dumnealor prin inspectoratele școlare județene creșele. Deocamdată am dat o hotărâre de Consiliul Local pentru arondarea creșelor la două grădinițe, dar nu avem un proces de predare primire a acestor creșe. Deocamdată sunt tot în administrarea noastră aceste creșe și tot noi plătim angajații care desfășoară activitatea acolo. Până nu apar norme metodologice, mai avem de așteptat. Aici cu întăbulare, mobilă proprietate publică și privată, încă mai avem mult de muncă, dar e bine că am început și continuăm pe acest demers. Cu modernizarea transportului public am semnat în cursul acestui an contractul de finanțare pentru 7 autobuze electrice, 2 stații de încărcare rapidă și 1 stație de încărcare lentă, valoarea totală a contractului fiind de 18 milioane de lei, fără TVA, respectiv 21.500.000 aproximativ cu TVA. În cursul anului viitor, în toamna anului viitor, probabil vor veni primele autobuze. Desigur, serviciul public de transport local este deficitar la ora actuală, pot să o spun. Colegii consilieri cunosc acest lucru, este o
societate care cheltuie foarte mulți bani din bugetul local. Dacă în cursul anului 2018, câte am înțeles, s-au achitat datoriile istorice de 18 milioane de lei, la ora actuală datoriile acestei societăți sunt undeva la 6-7 milioane de lei. Sunt mai multe cauze, dar sper într-o zi să avem timp să ne ocupăm și de această societate. Cu atât mai mult cu cât i-a fost retras dreptul de a efectua curse regulate în afara localității, în afara municipiului, pentru că nu avea documentele necesare. În aceste condiții, atât zona de Câmpul Lung, Vaduizei, Bocicoi, Sarasău, au rămas fără transport public local. Cetățenii acelor zone, am avut o întâlnire cu primarii și am propus înființarea unei asociații de dezvoltare intercomunitară pentru transport public. O asociație despre care am comunicat și domnului Boloș la ultima întâlnire pe care am avut-o și mi-a spus că este o idee bună și putem inclusiv accesa fonduri pentru a asigura transportul în aceste zone. Dar rămâne de asemenea un subiect care urmează a fi discutat în perioada următoare. Avem acest sistem de supraveghere video modern cu 30 de camere video fixe și mobile, ce va fi amplasat în 17 locații în oraș. Un sistem care va trebui să-l completăm. Am avut o discuție cu cei care au implementat proiectul Wi-Fi în spații publice și sperăm să putem să ne conectăm prin acest sistem de Wi-Fi cu mai multe camere de supraveghere în mai multe zone din oraș. În ceea ce privește întreținerea parcurilor, spațiilor verzi, locurilor de joacă, s-au făcut anumite lucrări, tot cu societatea urbană, dar și în acest an s-a dovedit insuficient personalul acestei instituții. Bineînțeles, s-au externalizat serviciile în ceea ce privește întreținerea acestor spații verzi. În mare parte au externalizat. Susținem că au făcut și activități prin personalul propriu. Deci trebuie regândit și acolo, urbana, ce se întâmplă, pentru că nu mi se pare normal să externalizăm serviciile, pentru că acesta a fost și motivul pentru care a fost înființată o astfel de societate. Am desfășurat și activități de ecologizare pentru un oraș mai curat, cu toți angajații primării și instituțiilor subordonate. În această primăvară am montat în anumite zone coșuri noi, am refăcut băncile, am montat cijmele stradale. Iar ce privește activități personale pe care le-am depus, vi le-am și spus, Adin Iaur, și v-am explicat cum stau lucrurile. Sper într-o zi să schimbăm această imagine despre municipiul nostru. Cred că este timpul să schimbăm imaginea municipiului nostru și să mergem cu capul sus, acolo unde găsim o ușă deschisă și un sprijin pentru proiectele pe care dorim în Sighetul Marmației. Suntem în fază destul de avansată cu studiile necesare pentru bazinul de not și pentru baza sportivă. Sunt studii pe care trebuie să le întocmim și cadem sarcina noastră ca beneficiar. Chiar dacă a fost un an de pandemie cu anumite restricții, am reușit să sprijinim și evenimentele culturale în municipiul Sighetul Marmației, mai ales că în acest an au fost și câteva cifre rotunde pe care le-am marcat anumite evenimente. Au fost 40 de ani de la deschiderea oficială a Muzeului Statului Maramureșan. Am hotărât ca acest muzeu să poarte numele regretatului profesor dr. Mihai Dăncuș. A fost a 10-a ediție a Festivalului Medieval Eternul Maramureș,
Am reușit să-l facem, să organizăm acest an cu un buget redus, cu un mic sprijin de la Consiliul Județean și, cum a spus la începutul întâlnirii, și din resursele proprii ale Centrului Cultural. Și de asemenea cu anumite sponsorizări din partea unor societăți comerciale din Sighet Marmației.